să dăm primul ministru, să oferim miniștrii competenți pentru guvernare, astfel încât județul Botoșani să nu mai fie cel mai sărac județ din țară, astfel încât copiii din județul Botoșani să nu meargă dezbrăcați la școală, astfel încât pensionarii din județul Botoșani să nu ni se plângă că nu au bani de medicamente, că nu au bani de lemne, că nu au bani să își desfășoare o activitate normală, așa cum își desfășoară după perioada de muncă toți pensionarii din Europa. Îmi doresc ca județul Botoșani, cu ajutorul noastră, domnilor copreședinți, să fie o forță la nivel național. Îmi doresc să creați locuri de muncă prin proiectele legislative pe care noi le vom propune în Parlament, iar noastră ne veți ajuta în calitatea de prim-ministru, în calitatea de ministru, să le promovăm pentru agricultori, pentru tineri, pentru cei care astăzi sunt mândri că sunteți aici la Botoșani. Domnule prim-ministru, am vrut să vă spun, pentru că sub mandatul dumneavoastră am fost secretar de stat, am fost președintele Companiei Naționale Loteria Română. Domnule copreședinte Călin Popescu-Tăriceanu, vă dau cuvântul.